Bine ați venit la noi, salpa că e dragul. Și astăzi o să facem ceva foarte, foarte rapid. Deoarece ce? Megrabitos. Nu știu dacă înseamnă ceva Tessie. Ea este Tessie aici, în sfârșit, stă cu noi și filmează după 15 minute. Tessie, nu mai fie frică, nu e așa rău. Plus că pe tine nu te-am chinuit cum am chinuit animalele astea despre care am să vorbesc în acest episod minunat. Da, Tessie, da, Tessie. Nu este totul așa de groaznic cum pare. Niciodată. Iar acum cu Tessie vom citi din jurnal ceva ce voi ați ales în episodul trecut, și anume povestea hamsterului nebun, peste care o să adaug și alte mici povestioare, pentru că povestea aia în sine nu e foarte lungă, cât că e foarte ciudată. Și acum am să dau drumul Tessie până nu o să mă bată și o să mă muște și o să-mi spună: lasă-mă în pace, nu mai chinui! Deci, după cum am spus, eu în viața asta am avut multe animale, printre care și câini. Dar pe lângă câinii ăia a fost și un hamster. Un hamster care real m-a marcat pe viață, mai ales pentru că eram mic în momentul în care hamsterul ăsta a decis să toate zilele lui, doar pentru că nu suporta cușca aia, sau doar pentru că nu suporta regimul în casă, sau doar pentru că nu mă suporta pe mine. N-am nicio idee, dar modul în care a făcut-o mi s-a părut așa de pușcărie și așa de gangster. Deci, eu în viața asta am avut pe lângă câini un hamster, Alfonso Pigolino, și când eram mai mic am avut niște canari, câțiva pești și un iepure care nu era tocmai al meu, era unei verișoare, dar practic de care am avut grijă într-un timp, dar toți au avut o soartă nefastă. Asta, să începem cu Alfonso. Alfonso Pigolino era un hamster luat din piață. Dacă știți, în Vâlcea, piața de unde se iau și cartofi și toate prostiile din lumea asta. E, acolo Alfonso stătea frumos împreună cu canarii și porcia de Guinea și, nu știu, niște animăluțe din astea de companie care se vindeau în piață. Eu, plimbându-mă prin piața aia, aproape în fiecare zi când veneam de la școală, mă întrebam oare cum e să ai un hamster. Cu toate că, la bază, toți părinții spun: de ce ți-ai luat șobolan în casă? Alții încearcă să scape de el și tu ții șobolanul în cușcă? În fine, zis nezis, într-o zi, nu mai știu exact, cred că cu bunica, am fost în piață și mi s-a pus pata mie pe Alfonso Pigolino. Pentru că era o cușcă cu un fel de acvariu, mai mult, un acvariu cu mulți, mulți, mulți hamsteri. Ba alb, ba gri, ba mai maroni. Iar ăsta, griul ăsta de Alfonso Pigolino, stătea efectiv în colțul opus al cuștii. N-avea treabă cu nimeni și nu îmi dădeam seama dacă era mort sau nu, pentru că la un moment dat îl vedeam și cu burta în sus. Și când treceam pe acolo, mereu îl mai vedeam din când în când. Și cu bunica mea, când am trecut pe acolo, am zis: bunica, vreau și eu un hamster. Ea mi-a spus nu, pe care eu am insistat. Și am mai insistat, și am mai insistat, și am mai insistat. Până la urmă mi-a luat un hamster. Dar pe Alfonso. Prima oară nu i-am dat numele de Alfonso, cred că i-am zis Alfi. Prima oară i-am spus Alfi și după care Picu. Picul striga mereu, acum mi-am amintit. Și așa, după ce am ajuns noi cu hamsterul ăla acasă, frumos, l-am pus într-un fel de acvariu pe care îl mai aveam de la peștii aia, despre care o să vă povestesc cum s-au sinucis. A stat acolo, i-am pus niște talaj sau, în fine, niște rumeguș, cum ar veni, cu niște mâncare de hamster pe care am luat-o atunci când l-am luat și pe el. Nu prea mânca nimic, nu prea făcea culcușuri sau nu prea se juca, doar stătea. Efectiv, stătea. Și mă gândeam eu că poate e bolnav, sau poate are probleme cu capul, sau, bine, asta a fost adevărat până la urmă, sau poate are probleme de a se integra în societate, efectiv societatea fiind un acvariu gol. Și îl luam, mă jucam cu el, îl puneam prin pat, îl împingeam, nu-l chinuiam efectiv, doar îl puneam și vedeam ce face. De fiecare dată când îl puneam, voia să scape. Oricând voia să scape. La un moment dat, ca să îi fac habitatul mai prietenos, i-am luat un fel de cușcă de păsări. Dar are păsări. Cred că era de la canarii mei, care de altfel au murit până la urmă, pe care am tunat-o. Adică i-am făcut zona de talaj jos, după care i-am făcusem o scăriță mișto să urce la etaj, să aibă view la supra camerei. I-am făcusem gen niște circulețe prin care putea să treacă. Îi tunasem calul meu, adică era efectiv vilă de vilă cu piscină pentru un hamster. L-am băgat în cușcă. S-a mirat el 3 secunde, se uita acolo prin jur, ce dracu se întâmplă aici, nu înțelegea nici el dacă asta e ce trebuie, dacă e casa lui. Și la un moment dat a început să obișnuiască. Bă, a început să prindă viață, prindea, mergea după mâncare, se urca până la etaj, cobora de la etaj, rodea barele. Asta a devenit din ce în ce mai enervant la un moment dat. Și în timp, Alfonso Pigolino a început să roadă barele de la cușcă. Bă, da, într-un fel în care dacă simțea că dormi, bă, începea să roadă la bar. Până într-un punct în care devenea disperant, pentru că nu știu cum să vă reproduc sunetul pe care îl făcea. Nu știu dacă
Uite așa, 24 din 24. Și la un moment dat eu observam că el împinge de mâncare efectiv. Literally îi făcea piept cu mâncarea. Avea efectiv chestiile astea în cușcă care reprezentau sala lui. Fără nici cea mai mică glumă. Deci mă jur, nici eu n-am crezut prima oară când am văzut efectiv situația, mi se părea doar că se joacă. V-am spus, cam așa arăta cușca lui și avea aici o scară, gen, i-am pus acum o scară ca să vă dați seama că el urca scara asta, în afară cu o rodea în fiecare zi, urca scara asta, urca până la inelele care au rămas practic la păsări de pe vremuri, bă, și făcea atracțiuni în ele, se prindea cu lăbuțele de chestia asta și vedeai, hâț! Făcea un pic de biceps, urca sus, făcea niște tracțiuni, se ducea sub chestia asta de mâncare, care a rămas tot de la păsări, cum ar veni, se băga sub ea și împingea la chestia asta. Îl vedeam, mi se părea efectiv că e retardat sau că are ceva sau că se distrează măcar și el, că nu mai stă ca mortul. La un moment dat, când m-am enervat, pentru că tot zgâria la gratii, tot făcea nebunele astea și îl țineam în cameră cu mine, cum ar veni, nu puteam să dorm și l-am dat în sufragerie. Bă, o zi a durat. O zi l-am dat în sufragerie și a doua zi dimineață când m-am trezit, dau să văd unde e Picu. Că Picu nu era niciunde, nu avea ușile deschise pe acolo, gen portița de la păsări sau vreo ceva. Nu-l auzeam că zgârie nimic, nu-l auzeam că mănâncă, nu-l auzeam că face haltere ca de obicei. Și dau să mă uit. Deschid ca nebunul, bag mâna prin alea, poate prin tubul ăla de hârtie igienică, poate pe sub talaj, că își mai făcea el căsuțe. Bă, nimic. Când să dau să întorc cușca? Bă, așa o mare crăcănare între două gratii. Voi vă dați seama că el a ras efectiv vopseaua de pe ele. Le-a ros cap-coadă, le-a făcut așa, le-a subțiat până să aibă biceps, să poată să le îndoaie așa, efectiv ca în filme. Ăsta era un pușcăriaș reîncarnat într-un hamster, de-aia nu se simțea bine în pielea lui. Ori mă urășea atât de tare încât a decis că nu mai rezistă acolo. Cu toate că îi dădeam efectiv, dacă mâncam ceva, un morcov, o portocală, o nebunie, îi dădeam și lui. Bă, și l-am căutat pe sub pat, prin pat, pe sub canapea, în bucătărie. Am lăsat niște mâncare la un moment dat pe jos, că poate vine ca șoarecele la mâncare. Bă, și la un moment dat merg și-o la baie. Bă, și Picu efectiv vă vedeai înnotând cu burta în sus în WC. Care a fost instinctul lui și cum a urcat în WC-ul? Ăla a fost Alfonso Piccolino. RIP Alfonso Piccolino. F-in-chat for Alfonso Piccolino. Nici până astăzi nu mi-am dat seama care a fost faza cu el. Singura mea explicație logică și a tuturor cărora le-am spus povestea: bă, ăsta era un pușcăreaș reîncarnat într-un hamster, ăsta te ura atât de mult încât s-a sinucis, ori pur și simplu era prost. Ca să încheiem acest episod rapid, pentru că ăsta e un episod mai scurt, deoarece ce, vreau să mă bag înapoi la Minecraft și de ce sunteți foarte mișto. Comentariile voastre pe video cu Minecraft efectiv m-au lăsat fără aer. Nu știu cum să vă spun, să intri în comentarii și să nu vezi gen: ah, foarte bun video. Ah, cine lasă like e șmecher. Ah, YouTube-ul e stricat. 1000 de like-uri și 10 view-uri. Vedeam acolo romane și romane și romane întregi de sfaturi. Am primit mail-uri. Bă, mail-uri. Dar dacă aș fi avut probabil căsuță poștală, mă jur dacă nu îmi trimiteați până și scrisoare cu sfaturi cum să o iau pe șușu, cum să fac sedălul, cum nebunii. În fine, ca să termin acest episod frumos, astea sunt restul de animale pe care le-am avut, printre care erau doi canari care aparent mor de singurătate, ceea ce nu știam la momentul respectiv, ca și alpacele de altfel, sau alpacalele. Cu toate că multă lume spune că zice alpacale, dar alpacale sună oribil, rămâne alpace, îmi pare rău. Al doilea lucru pe care l-am avut în casa ei au fost niște pești. N-au avut nume niciodată. Cred că era Auriu și Negruțu sau ceva genul ăsta. Erau niște pești care fără niciun motiv, și asta n-am înțeles-o niciodată, săreau din acvariu. Explicați-mi asta. Apa era curată. Curățam acvariul, îl goleam, îl înfrumusețam, îi pusesem niște pietricele, niște plante frumoase, niște nebunii, niște scoici. Efectiv săreau, găseau cum să sară din acvariu, ceea ce era cel mai stupid lucru din istorie, pentru că le pusesem capac la un moment dat. Cu găurele, cu nebunii. Bă, nu știu cum au făcut, eu chiar nu m-am prins niciodată. Ori n-am închis eu capacul bine atunci, ori nu l-am pus cum trebuie, ori l-am pus prost ceva în laterale, habar n-am. Au dat capacul la o parte, am fost la școală. Când am ajuns acasă, să vezi așa pe jos, ca niște sardine uscate. Bă, așa rău mi-a părut de ei, nici nu mi-am luat vreodată pești în viața mea, pentru că nu mai înțelegeam care e faza cu ei. Dacă aveți și voi pești care tot sar din acvariu, explicați-mi. Iar un al treilea, nu, de fapt un al patrulea animal, pe lângă Alfonso, pe care nu l-am avut tocmai eu, l-a luat vara mea, era un iepuraș. Nu știu cum îl chema, Tufi sau Tofi sau
ce am genul ăsta, cred că Toffee. Mă jucam eu frumos cu el și efectiv a început să se zbată din picior. Nu știu dacă știți cum se scarpină ei așa după ureche. Băi, își dădea șuturi în cap constant și nu știu dacă a leșinat sau nu de la șuturile alea. De efectiv, după ce își dădea două din alea, bă, l-a vedea luat pe jos. După 5 minute se trezea, efectiv zici că n-avea nimic. Dar într-una își făcea chestia asta. Și astea au fost cele 4 povestioare. Ca să încheiem capitolul ăsta cu animale, pentru că am făcut despre Tessie, despre câinii pe care i-am mai avut și... mâine Minecraft. Eu am fost Alvaca, aka Radio, și sper că Tessie nu mai e pe aici, nu? Elan? Dar revenim la viitoare. În episodul ăsta nu o să vă dau să alegeți ceva pentru data viitoare, pentru că vreau să fie o surpriză. Muah! Niciodată.